Salutare! Astăzi vreau să vă prezint episodul al doilea din topul celor mai creepy canale de pe YouTube, pentru că aparent am spus acum 8 luni că o să fac partea a doua, dar am uitat. De asemenea, dacă doriți să fiți la curent cu tot ce e nou, dați un follow la Instagramul canalului ScienceFake616. Acestea fiind spuse, să începem! Pe locul 5 avem un canal foarte puțin cunoscut, și anume 2H32. Aruncând o privire peste conținutul canalului, sesizăm că fiecare clip în parte începe cu o numărătoare, care pleacă de la 2.30 și se termină când ajunge la 2.32. Mai mult de atât, fiecare videoclip durează aproximativ 2 minute și 32 de secunde. Creatorul din spatele acestui canal pare că își concentrează activitatea în jurul acestui număr, 232. Până acum, toate videoclipurile au fost postate pe data de 23 a fiecarei luni în parte. Odată ce accesați videoclipurile, mai multe detalii s-ar putea să vi se pare deranjante, de la sunetele distorsionate de pe fundal la imaginile și filmulețele vagi care ilustrează diverse entități fără față sau pur și simplu misterioase și acoperite de sânge. Însă nu toate clipurile se termină efectiv odată cu numărătoarea, unele se continuă cu alte scene deranjante la final. Chiar dacă se cunoaște faptul că în spatele canalului se află un artist care vrea să transmită un mesaj și o poveste pe această cale, simplul fapt că totul este atât de bine organizat ne face să ne întrebăm dacă nu cumva este vorba despre ceva mai întunecat. Locul 4 este ocupat de Siriac, un animator din Statele Unite, după cum aflăm chiar din descrierea canalului. Acesta și-a început activitatea în 2006, pe parcurs a devenit foarte evident că tenta clipurilor acestuia era una horror, transformând lucruri normale de zi cu zi sau diverse animale în adevărați monștri. Cel mai creepy videoclip în cazul acestuia, numit Something, ilustrează niște secvențe vechi, alb-negru, ce se distorsionează și iau forma unor capete cu mai multe fețe. Pe locul 3 se află Gillian Mayer, o altă artistă din America care a găsit o metodă neconvențională de a-și ilustra viziunile. Cea mai ciudată creație a acestea este videoclipul Daychip, videoclip în care o tânără desfășoară un ritual împreună cu prietena acesteia. Însă totul ia o întorsătură macabră în momentul în care, la sfârșitul ritualului, una dintre fete îi taie fruntea celeilalte cu un cutter, după care îi implementează un chip. Când tânăra rănită se trezește, sesizează chipul implantat și se folosește de acesta pentru a accesa tot felul de informații de pe internet, începând cu anul 2000. Însă, ca orice mașinărie, prea multă informație duce la erori și așa se încheie și videoclipul, prin distorsionarea memoriei supra-solicitate a acesteia. O să încerc să termin repede cu locul 2, fiind vorba de doctorul indian Vikram Yadav. Nu vreau să difuzez prea multe imagini legate de acest număr, tocmai din cauza conținutului care constă majoritar în proceduri medicale aplicate pacienților ce se află în situații grave. Dintr-un punct de vedere medical, conținutul e educativ, fiind peste 1000 de clipuri în care vedem proceduri de la stoarcerea punctelor negre la tot felul de alte operații scârboase. În videoclipul Severe Dog Bite and Abscess Drained, vedem imagini explicite cu scalpul deschis al unei femei mușcate violent de un câine și stoarcerea unui furuncul aflat în spatele urechii. Pentru cineva în domeniu, contentul este total normal, însă pentru ceilalți, mult mai deranjant. Și am ajuns pe locul întâi, David Firth. Este animatorul desenelor cu tente horror care l-au făcut și cunoscut. Începând să ia de videoclipuri pe YouTube încă din 2006, a reușit să atragă atenția prin cel mai creepy videoclip al său, intitulat Dog of Man. Ca un scurt rezumat, bărbatul din clip este gelos pe creșterea rapidă a plantelor din casă, motiv pentru care câinele său îi dă sfatul de a cumpăra semințe de tumoră. Chiar dacă vorbim despre ceva fictiv, bărbatul înghite semințele de tumoră și evident dezvoltă boala. Când tumora devine prea mare, câinele se oferă să-i dea trupul său ca înlocuitor, moment când, fără nicio ezitare, câinele este măcelărit ca în scena finală să vedem capul bărbatului conectat la corpul câinelui. Deși vorbim despre o animație, simplul concept din spate, împreună cu audio și imagini în sine, fac din vizionarea clipului o experiență înfiorătoare.
Cam asta a fost pentru astăzi. Vă sfătuiesc să dați un follow contului meu de Instagram din descriere, pentru că urmează proiecte foarte interesante pe viitor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare!